Cadavrul fostului președinte al CCA, Gheorghe Gorincioi, a fost depistat luni seara la vila sa din satul Pârâta, raionul Dubăsari. Reprezentanții serviciului de presă al IGP au confirmat informația pentru RTR Moldova, precizând că se presupune că există și un bilet de adio, iar versiunea examinată de polițiști este cea de suicid. Cadavrul a fost depistat de ginerile lui Gheorghe Gorincioi. Autoritățile municipale au declarat că Termoelectrica a solicitat în remajorarea tarifelor la agentul termic cu 50%, motivând prin ajustarea tarifelor la prețurile actuale. Potrivit lui Petru Gontea, șeful Direcției Locativ Comunale, cifra cerută este de 1500 de lei pentru o gigacalorie față de 987 de lei cât este acum. Prețul la gaz s-a majorat cu 15%, iar la energie electrică cu peste 30%. Consilieri cu mandatele activ, aleși locali au participat la ședința de constituire a Consiliului Municipal Chișinău, fiindu-le înmânate mandatele de către președintele cec Iurie Ciocan. Astfel, cea mai numeroasă este fracțiunea socialiștilor cu 19 consilieri. PL are 17 consilieri, PPM are 6 mandate, Partidul Nostru și PCRM câte 3 mandate, PLDM 2 și PDM 1 mandat. Ședința a fost prezidată de Oazun Antoi, cel mai în vârstă consilier. Ședința nu a trecut fără contraziceri, controverse trezind comisiile din cadrul CMC, dar și data următoarei ședințe. Gata cu suspansul, șeful statului a semnat decretul privind desemnarea liberal-democratului Valeriu Străleț drept candidat la funcția de premier. Asta după ce mai multe zile la rând au existat diverse controverse în urma înaintării de PLDM a Maiei Sandu, candidatura căreia nu a fost agreată de democrați sau liberali. Valeriu Străleț a menționat că obiectivele prioritare ale noului guvern vor fi restabilirea relațiilor cu femei, cooperarea cu partenerii europeni pentru o activitate eficientă a misiunii europene pentru justiție, elucidarea situației din sistemul financiar bancar, dar și problemele sociale. Totodată, Străleț a mai spus că și-ar dori ca Maia Sandu să se regăsească în noul executiv. În același timp, ministrul în exercițiu al educației, Maia Sandu, a postat un mesaj în care mulțumește tuturor pentru sprijin și încrederea acordate în ultimele zile și a menționat despre motivul respingerii de liberal și democrația candidaturii sale la funcția de premier. Prim-ministrul nu poate rezolva singur problemele curente cu care se confruntă economia și societatea Moldovei, atât timp cât alte instituții ale statului nu funcționează corect. Fapt evident pentru oricine din cele întâmplate în ultimele luni. Am încercat să explic aceste lucruri liderilor care au creat alianța de guvernare. Însă, cu regret, nu am avut această șansă, deoarece conducerea celor două partide PL și PD au refuzat categoric să discute cu mine. Îmi exprim încă o dată convingerea că această țară va avea șansa să devină un stat democratic care să ofere un trai decent cetățenilor săi dacă oamenii onești și profesioniști vor reuși să-și unească eforturile pentru a împinge lucrurile în direcția dorită de toți, a mai scris Maia Sandu. Numărul participanților la protestele organizate în fața locuinței democratului Vlad Plahotniuc este în creștere. Despre aceasta a comunicat pentru RTR Moldova președintele partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenco. Acesta a mai precizat că astăzi a fost acceptată de către judecătoria Buiucani solicitarea formațiunii de recuzare a judecătorului în dosarul privind intenția de demontare forțată a corturilor de către primăria municipiului Chișinău, care spune că protestul este neautorizat. Petrenco a precizat că manifestația este considerată ca un protest spontan și, potrivit legii întrunirilor, nu are nevoie de autorizație. Finanțarea externă pentru bugetul de stat a fost micșorată cu 3 miliarde de lei față de cât era prevăzut inițial, iar în 2015 ar putea fi ratate și alte credite externe în sumă de 400-500 milioane lei. Aceste date se conțin într-un studiu realizat de fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruța. El mai adaugă că în total Republicii Moldova i-au fost acordate granturi în sumă de 2,8 miliarde de lei, iar în condițiile actuale jumătate din granturile pentru instituțiile bugetare sunt sub riscul suspendării. Liderii AIE trei au menționat că unul dintre obiectivele acesteia vor fi reluarea relațiilor cu femeii. Misiunea fondului și-a anulat ultima vizită în țara noastră și a suspendat acordarea Republicii Moldova a unui credit în valoare de 45 de milioane de dolari americani. Un grup de veterani ai MAI au venit în fața presei să ia apărarea ministrului de interne Oleg Balan după ce luni alții l-au acuzat de atitudine denigratoare și de faptul că nu-i susține deloc. Potrivit reprezentanților Asociației Veteranilor MAI și ai trupelor de grăniceri, dacă în ultimii 5 ani nu a existat o cooperare între ei și conducerea MAI, atunci odată cu venirea lui Balan în funcție, situația s-a schimbat radical. Odată cu venirea lui am simțit o atitudine pozitivă, iar dialogul nostru la ultima ședință plenară a fost unul constructiv.
Acuzațiile de luni ale unui grup de veterani sunt obraznice și noi nu subscriem acestora, au mai spus participanții la conferință. Papa Francisc a devenit prima persoană care s-a înscris pentru zilele mondiale ale tineretului folosind în acest sens o tabletă. Manifestațiile vor avea loc în luna iulie anul viitor, iar suveranul pontif s-a înscris în fața mii de credincioși de la balconul Bazilicii Sfântul Petru în timpul tradiționalei rugăciuni Angelus.